niciodată nu există numai o soluție. Există și altă soluție, poate fi mai bună sau mai rea, dar există. Și le-am arătat așa, uitați. Eu am aici roz pătrate, nu? Ia uitați cum se învârtă. Se învârtă perfect, nu? Am roz triunghiulare. Am roz ovale. Sau cu o formă oarecare. Deci se poate și altfel. Întotdeauna există și altă soluție, dacă vrei. Știți că zicea Einstein la un moment dat că există lucruri la care toată lumea e de acord că nu se pot face. Și asta până când vine unul care nu știe și o face. Eu sunt cam atipic, poate și din cauza asta ați văzut ca o ciudățenie, fiindcă eu nu am orar aici. Am considerat că copilul, dacă vine forțat că are orarul sau că îl trimit părinții sau știu eu, e obligat să vină, nu o să facă nimica cu plăcere. Și atunci ei vin când sunt dispuși să vină și când au timp liber. Deci n-am orar. După aceea niciodată nu i-am spus unui copil, vai ce rău ai făcut sau ce urât ai făcut sau din contră, zic că e foarte interesant ce ai făcut. Uite, și nici mie nu mi-a trecut prin cap chestiunea asta, uite, dar totuși hai să ne gândim dacă ai face așa, uite să facem așa sau așa, ce zici? Da, bă, încercăm, gata așa, o luăm pe o cărare mai bună așa. Însă asta presupune un efort mare. Copiii văd foarte multe lucruri. Mult mai multe decât un om matur. Să știți. Și ne judecă și să gândesc și de multe ori îi dezamăgim și băgăm într-o stare din asta de caută alte soluții. Noi suntem de vină. Dar trebuie să-ți placă să mergi la școală, nu? Dacă nu-ți place, dacă profesorul zice, trebuie să înveți pe de rost toate astea pentru examen. L-a prins că n-a spus un cuvânt care l-a spus el, nu care altul care îl înlocuiește și care însemna același lucru. Dă nota 2, nu? Așa-i? Așa-i. După aceea, haide să ne gândim ce notăm noi în școală. Notăm ce știe copilul sau ce nu știe. A, ai avut o greșeală, ți-am scăzut un punct. A, încă o greșeală, încă un punct. 3 greșeli, nota 7. 4 greșeli, nota 6. Nu? Adică notăm ce nu știe copilul. În loc să notăm ce știe, ia stai să văd ce știe, nu ce nu știe. Nu, e defect sistemul ăsta, dar mă rog, așa funcționează. Ce să facem? Eu sunam demodat oarecum, fiindcă modelul meu didactic e Francesco de Assisi, care pe la 1100 spunea că scopul suprem al învățământului este să preschimbe oglinzile în ferestre. Adică să gândească, să vadă, să știe, să cunoască. Și asta încerc eu să fac. Deci asta e făcut de o fată care a fost la liceu pedagogic aici. E drept că era ceva mai special fata asta, că venea la ora 2 și pleca la 6 de aici, de la mine. Nu a avut niciodată o notă mai mică de 10. Acum e profesoară la universitate la Sibiu și face conservare, restaurare. Și aici când vin la mine prima dată, stau cu telefoanele pe sub masă, așa, și eu nu le zic nimica. Însă le spun lucruri interesante, tot mai interesante, hai să vedem cum facem și renunță la ele. Dacă mărește un unghi, îl lasă mișorează și invers. E o lege a compensației în matematică, în geometrie, în tehnică, în mecanică. Are foarte multe aplicații în chestii. Sau asta e schimbarea centrului de greutate.
Eu din 2009 sunt pensionat. Mai aveam dreptul la 2 ani, însă era o chestie comică, fiindcă directorul meu zicea nu vrea inspectoratul și dacă mergeam la inspectorat zicea nu vrea directorul. Și atunci eu am făcut activitatea în continuare de atunci. Și nu mai am nicio legătură cu inspectoratul școlar. Eu am foarte mulți elevi de care sunt super încântat. Majoritatea au făcut conservare și restaurare. Și copiii care merg de la mine acolo sunt foarte bine primiți, fiindcă știu toate tehnicile astea tradiționale. Și ei stau rău și cu atelierele și cu cine să învețe și mulți dintre ei zice, să știți, să merg în anul întâi. Și zice, m-au pus să le arăt la ea din anul întâi cum să scoteze și ce să facă și cum să facă. Sau am avut un elev, de exemplu, care era la facultate la arte plastice la Cluj și vine la mine și zice, două profesori, să știți că am ajuns profesor ca noastră, zic, bravo ție. Dar nu terminase facultatea. Zice, profesoara de la Cluj, când a văzut că eu știu xilogravură, o zice, de unde știi? Hai, fă cu ăștia. Și zice, eu mă ocup și eu fac și toți colegii se uită la mine. Asta cu titirezul, știți? Știți ce titirezul, nu? Da. De ce îl folosesc eu? Dacă observați, axa titirezului face un mic cerc aici sus, nu stă dreaptă, nu? Care în fizică îi se spune mișcare de precesie. De ce e interesantă mișcarea asta de precesie? Fiindcă și axa Pământului, care nu există, dar ne închipuim, noi are aceeași mișcare de precesie, pe care chiar am cercul ăsta. Uitați, asta e mișcarea de precesie care se face în 25.000 de ani. Acum e aici. Peste 9.000 de ani, undeva va fi Lira Vega, aici, care va fi cea mai puternică stea, mult mai puternică decât steaua polară, va fi. Peste 9.000 de ani. Am acolo o vârtelniță, lucrez acolo la ea. Mi-a dus cineva o vârtelniță și îmi spune că e de la mătușa ei care o avut o soră, dar de fapt bunica i-a avut o soră în anturajul reginei Maria. Și făceau lucru de mână acolo și regina Maria i-a făcut cadou o vârtelniță. Exact la fel ca asta. Și eu am făcut o copie după ea urgent, rapid. I-am reparat ceva acolo, dar e foarte interesantă. Asta o umbrelă. Foarte interesantă. Eu trebuie să-i pun aici chestia care se fixează și aici un limitator. Și merge. Dacă e mai mic sulul ăla de fire, se lasă mai jos. Dacă e mai mare, se ridică și se modifică. Da. Foarte interesantă. Tradiția, cred că tot timpul a căutat inovația, nu? Nu, sigur. Să vă spun, de exemplu, în domeniul lemnului, fac crestătură, fac traforaj, fac gravură pe lemn, fac sculptură, după aceea fac gravură pe os, fac gravură pe sticlă, fac gravură pe alamă, pe metal, fac pictură pe lemn și pe sticlă, fac pirogravură, fac xilogravură, fac legat lemnul în cositor, fac turnat metal, fac tipare de piatră, măști populare, fac... Fără tradiție n-am existat. N-am fi noi. Nu? Aș vrea să vă arăt o furcă. Spre rușinea mea trebuie să spun că nu mi s-a părut prea interesant și eram mult mai atras de o ladă de zestre, să știu despre ladă, ce se întâmplă, cum, de ce sunt modelele alea. Dar din politeți, am întrebat-o pe femeie, dar semnele astea aici pe furcă ce înseamnă? Și ea se uită la mine și zice, dar nu vezi? Zic, văd, dar nu pricep, nu înțeleg. Păi zice, uite-te că astea două sunt păsările. Că știi dumneata că după ce omul mare sufletul se face pasăre și se duce pe lumea aia altă. Și uite, pe aici sunt alea nouă ceruri și cu calea laptelui. Și pe aici-s vămile, pe unde dă seama la ce-o făcut.
Și la urmă ajungi aici, unde e bradul cu luna și stelele în cer. Toată mitologia românească despre lume e inclusă în forcasa, nu? Mi-a spus o femeie, una sufletoaia, care avea 90 de ani atunci, dar era, nu deja bochima sufletoaia, avea o familie mare, dar ea era șeful. Țin minte că noi ne-am dus pe o ploaie cumplită și era muzlior, că când ne-au văzut, zice, o, bată, vamarul, hai, dați încoace. Avea niște câini mari, cât viței, așa roșii, și au zis, băi, gata, s-au așezat câinii pe coadă și câinii aveau respect. Și se uită ea la noi, cum eram ciofoliți și uză. Și zice, ginerii, cred că erau, sau fiul, zice, băi, adă una de aia. S-a dus imediat, a venit cu o sticlă, cu o țuică tare, zice, dă-le la fiecare un pahar. Fetele, nu, că noi nu bem. Nu există că vă răceți dracului. Bă, toată lumea în pahar, unii s-au cam chelchelit un pic, nu știu ce. Dar ne zice, după aceea zice, auziți, vreți să vă chem lupii. Se făcuse spre seara, așa. Noi ne-am uitat la ea cum să ne cheme lupii. Într-o ureche femeia. Și ia sticla de la lampă și iasă afară, în târnață, acolo în coridor, pune sticla la gură și începe. Câinii s-au ridicat în picioare, eu s-au zburlit părul așa. M-a zis, ascultați. Și imediat am auzit răspunsul de pe munte la lupii. Și s-a zburlit părul și pe noi când am văzut rezultatul. E, la asta îi zicea sufletoia și tot satul și toată lumea era teamă de ea, că știe vrăjitorii, că știe nu știu ce. E, să știți că am observat în Occident că deja devenit importantă în școală manualitatea. I-au pierdut-o mai de mult timp și și-au dat seama că nu-i bine. Și eu am câteva experiențe interesante. De exemplu, acum am lucrat podoabe populare, alamă de cupru, de așa. Când au văzut că au reușit să facă ceva, au fost pentru fiecare un lucru extraordinar. Și o mulțumire, așa, și să lăudau cu el, uite ce am făcut. Pentru străini ce avem noi tradițional, e foarte interesant că ei și-au pierdut lucrurile astea mult mai de mult, în urmă cu 200 de ani. Noi, datorită înapoierii ăstea de vreo 200 de ani față de Occident, măcar avem norocul extraordinar că mai avem unele lucruri care ei le-au pierdut de mult și le putem arăta. Și sunt foarte interesante, numai că nu ne dăm seama de lucrul ăsta. Cred că trebuie să revenim la unele lucruri care erau benefice oricum, cu toată dezvoltarea asta. Nu se poate că suntem oameni și trebuie să ne păstrăm oarecum condiția de a, sau să devenim roboți la un moment dat.